Putem începe? Da. Stimați reprezentanți ai mass media, bună ziua! Stimați cetățeni, bună ziua! De ani buni vedem cum sectorul zootehnic, unul din cele mai importante ramuri ale agriculturii din Republica Moldova, degradează și la un moment dat s-ar putea să se întâmple ca, în general, să dispară. În toate timpurile, oamenii de la sate au crescut pe lângă case animale domestice, așa că e tradițional ca la noi, cei de la țară, să se întrețină cu ceea ce cresc prin ocol. Acum însă seceta și alte condiții îi impun pe cetățeni să renunță să mai crească pe lângă case animale domestice, care le furnizează zilnic alimente proaspete pe masă și, cel mai important, alimente calitative și ecologice. Sunt și alți factori care au condus la această situație, inclusiv și faptul că statul nu încurajează acest proces, așa cum se întâmplă în multe alte state, unde guvernele sunt mai responsabile și au grijă de cetățeni. Fracțiunea Partidului Politic Șor a elaborat un proiect de lege care prevede subvenționarea de către stat, inclusiv și a cetățenilor care cresc animale pentru consum propriu, nu doar a antreprenorilor din sectorul zootehnic. Dacă acum de subvenții de la stat în sectorul zootehnic pot beneficia numai întreprinzătorii mari, adică persoanele fizice sau juridice, noi propunem ca și cei care cresc animale pe lângă casă să poată beneficia de subvenții din partea statului. Adică pledăm pentru reglementarea unui statut special pentru ca crescătorii individuali de animale să se bucure de subvenții din partea statului. Propunem de asemenea ca deținătorii de animale care nu desfășoară activități de întreprinzător cu aceasta să fie scutiți de impozite plătite la stat pentru animalele ținute pe lângă casă. Considerăm că proiectul de lege ar contribui substanțial la redresarea situației critice din acest sector vital al țării. În acest sens, trebuie să preluăm experiența altor state. În multe țări europene, declinul din acest sector a fost oprit și îmbunătățit datorită faptului că statul i-a subvenționat pe agricultori și pe producătorii agricoli din acest sistem. De exemplu, în România, potrivit Agenției de Plăți în Agricultură, crescătorii mici de animale cornute, adică care au cel puțin un animal pe lângă casă, beneficiază din partea statului de subvenții în sumă de 379,7 euro anual pentru fiecare cap de animal, adică sub 380 de euro anual. Proiectul de lege urmărește, în primul rând, să reducă sărăcia în mediul rural, încurajează oamenii de la sate să dezvolte acest sector, să sporească producția și consumul alimentelor sănătoase, astfel încât inițiativa legislativă are și o importanță socială. Aprobarea proiectului de lege se impune ca o necesitate socială de stringentă urgență, care nu va consuma și nu va contribui doar, nu va constata doar o măsură privind combaterea sărăciei, ci și va genera inclusiv ridicarea speranței de viață a populației, mai ales a populației din mediul rural. Sperăm că proiectul de lege propus de deputații fracțiunii parlamentare a Partidului Politic Șor va fi susținută de către toți deputații, deoarece atunci când am elaborat această inițiativă, am consultat minuțios cetățenii din Republica Moldova și vreau să vă spun că această inițiativă este așteptată, mult așteptată, de practic toți locuitorii de la sate din Republica Moldova. Vă mulțumesc foarte mult!